Bună dimineața și la mulți ani România, la mulți ani dragi români. Iată că și în acest an, așa cum tradiția e la Dărmănești și nu numai în întreaga țară, ne strângem cu mic, cu mare, în haine de sărbătoare, să cinstim cea mai mare zi a nației române, Ziua Națională a României. Vă propun să începem ceremonia de astăzi cu intonarea imnului de stat. Mulțumesc celor prezenți astăzi, consilier local, preoți, reprezentanța instituțiilor locale și nu numai. Mulțumesc copiilor care, îmbrăcați atât de frumos, au venit alături de noi să sărbătorim Ziua Națională a României. Sigur că despre Ziua Națională a României se poate vorbi foarte mult și, în primul rând, trebuie să ne reamintim de acei oameni deosebiți care au reușit să facă acest deziderat să se poată întâmpla atunci, în 1918 și în perioada premergătoare.
Sigur că a fost o generație de aur, a fost o generație care poate a înțeles mai mult ca oricând că o nație puternică este atunci când toate sufletele care simt și trăiesc la fel se strâng în granițele aceleiași țări. Poate că în 1914, 15, 16, în primul război mondial, era greu de gândit că România poate să devină dodoleață așa cum am găsit noi scris în cărțile de istorie. Iată că acest lucru s-a întâmplat și, repet, datorită celor oameni deosebiți pe care acest neam i-a avut. Dacă pornim de la, nu știu, Burebista, de la Decebal, știm cum au unit toate triburile pentru a deveni o nație puternică. Ajungem la mari voievozi ai Moldovei și nu numai. Ajungem la Mihai Viteazul, care pentru prima dată a reușit sub același sceptru să unească țările române. Și această dorință de unire, de a făuri un stat puternic, a existat poate în mintea decidenților de mai bine de 2000 de ani. 1918 a venit să încununeze această muncă și acest efort de 2000 de ani prin consimțirea Marii Unii. Sigur că nu, acest lucru nu s-a întâmplat de la sine și nimeni n-a venit să ne roage să facem un stat mare. Mii și mii și poate sute de mii dintre ai noștri au murit pe câmpurile de bătălie și ne amintim de 1877, 1916, 44 și așa mai departe, câți dintre ai noi, dintre ai noștri și-au pierdut viața încercând să facă acest deziderat să se întâmple. Tuturor trebuie să le păstrăm veșnic amintire, iar noi, generațiile care suntem astăzi, trebuie să ducem mai departe această strădanie a neamului românesc de a ne uni și de a dăinui peste veacuri într-o țară mare și frumoasă care se numește România. Pentru jertfa acestor eroi, rog preacucenicii părinți să facem o slujbă de cinstire, de mulțumire, după care vom intra pe programul pe care l-am stabilit. Vă rog! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Domnul să fie cu voi. Ne rugăm lui Dumnezeu să fie îngăduitor cu sufletele eroilor noștri, ai patriei și ai credinței, ca iertați fiind de păcate și împăcați fiind cu Tatăl, să fie primiți pe umerii bunului păstor în împărăția Regelui veșnic. Măreț viruitor al morții, Iisuse falnic împărat, tu Tatălui cerești mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră vine, ba chiar și morții te-ai supus, și ai învins prin ea dușmanul, pe cel ce moartea ne-a adus. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierd iarăși harul baptismal. Mereu cu candela aprinsă vom sta în așteptarea ta, și atunci când vei veni la nuntă, voi ești vom întâmpina. Primește-ne în a ta lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii tăi, Iisuse, care din lume au plecat, condu-i-l veșnica lumină, să te slăvească-ne cercat. Doamne, miluiește-i! Hristoase, miluiește-i! Doamne, miluiește-i! Tatăl nostru, care ești în cer,
sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era în început, și acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeule, Părinte atotputernic, Fiul Tău a fost cel dintâi pe care Tu l-ai înviat din morți, te rugăm, întărește-ne în speranța, că și pe răposații noștri, eroi patriei și ai credinței noastre, îi vei învia la viața veșnică, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Odihna cea veșnică de lor, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să le strălucească lor, să se odihnească în pace. Amin. Slavă Sfintei și celei de ofințe și de viață făcătoare și nedespărțitei trăim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, biserici, pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Ioachim, pentru cinstita preoțime și pentru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pentru tine, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și statelor și pentru iubitoarea de vitosoase, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să primească în jertfenicul său cel mai presus de cerul, mulțim mulțumirea și rugăciunea noastră, de acum ne vrem celor grosei, cu durare să ne miluiască pe noi, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră pe care o aducem cu inima smerită, pentru binefacerile pe care le-am primit de la dânsul, ci caută mâine cu bun miros bineprimite să-i fie lui Domnului să ne rugăm. Pentru
pentru ca să audă și acum glasul rugăciunii noastre nevrăncilor să-i rog și bunacerile a credincioșilor să-i totdeauna să o împlinească, să-i îndrepteze spre bine și ca omul rostit pururea să îndrăiască de bine, facem nouă și Sfintei Sfale Biserici și întregului său un popor drept credincios, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să izbăvească Sfântă Biserica sa, țara aceasta și pe noi toți, de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, și de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți, și totdeauna cu sănătate, într-o lungime de zile, în pace și cu ocrotirea îngerilor săi, să ne păzească pe noi credincioșii, să-i rog Domnului să ne rugăm. Curata, prea binecuvântată, amărita Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Noi ușim și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că ție se cuvine toată slava, cinstea, sfințirea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Au ținut sfat farisei ca să-l prindă pe Iisus în cuvânt și au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu irodianii zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și într-o adevăr înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne deci nouă ce ți se pare, se cuvine să dăm dajdie cezarului sau nu? Iar Iisus, cunoscând dicleșugul lor, le-a răspuns: Ce mă ispitiți, fățarnicilor, arătați-mi banul de dajdie. Iar ei i-au adus un dinar. Iisus le-a zis: Al cui e chipul acesta și inscripția de pe el? Răspuns au ei: Ale cezarului. Atunci a zis lor: Dați deci cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Auzind acestea, s-au minunat și lăsându-l s-au dus. Niște rog nevrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru toate binefacerile pe care cu îndelșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi. Cădem înaintea ta și cu omul Dumnezeu să aducem mulțumire și cu milință strigăm: Izbăvește poporul nostru de toate nevoile și pe robii tăi ca o milostivire, totdeauna împlinește-le dorințele lor. Cu stăruință ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiești. Doamne, miște, Doamne, miște, Doamne, miluiește! Caută-mă, cu bunmiroși, bine-nfivită să fie într-o totul stăpâne această mulțumirea noastră înaintea slavei tale și ca un îndurat primită totdeauna robilor tăi, milele tale și nebogate, ne rugăm ție, auzi-ne și pe noi și ne miluiește! Doamne, miște, Doamne, miște, Doamne, miluiește! Spăvește biserica ta cea sfântă, țara noastră, România, de toată răutatea vrăjmașilor văzut și nevăzut, dărând întregului tău popor lungime de zile fără de păcat, sănătate, propășire în toate virtuțile creștinești. Ne rugăm ție, a tot îndurat, împărate, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miște, Doamne, miște, Doamne, miște, Doamne, miște.
celor ce sunt pe mare departe, și milostive să tu ne milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă în Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărei mire este nemulțumată și bine de oameni adunne ajuns la ta slavă căzând cu frică și cu tremur, că niște rău nevrednici cu umilință, aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile care au fost asupra poporului român prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul, Stăpânul, Binefăcătorul, te slăbim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși, căzând înaintea ta, mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusă ta milosevire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor tăi și cu milosevire, i-ai învrednicit a însemnit cerurile, așa și de acum înainte, învrednicește-ne a sfârșit în dreapta credință, în dragostea aceea către tine și către aproapele și într-o toate faptele cele bune, ca dobândiale tale binefacere împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-ne de toată reaua întâmplare, dăruindu-ne pace și liniște. Dăruiește, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorului Duhul cel drept, Lumina care luminează și învață adevărul, revarsă în păstorii sufletește poporului tău, Duhul lepădării de sine pe care le-a dat Sfinților tăi ucenici și apostoli când le-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă osașilor noștri vitezia cea sfântă, izvorâtă din dragostea către Dumnezeu, către aproapele și către sare. Iar pe noi pe toți învrednicește-ne să sporim în fapte bune care fac pe oameni după chipul și asemenea ta. Pomenește, Doamne, pe făuritorii mari uniți, pe toți eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului românesc, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și cu rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorul și îndrările tale asupra lor și asupra țării acestea în care se cremărește numele tău. Și ne îngrădicește pe toți, ca totdeauna, mulțumire să te aduce în cele prea bune să grei și să-ți cântăm ție și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului, Bunului și de viață Mântuitorului tău Duh, Dumnezeului Celui Slăvit într-o ființă. Slavă ție, Dumnezeului nostru, Dătătorului nostru de bine în veci. Deci noi, slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purea și-n vecii vecilor, amin. Doamne miliște, Doamne miliște, Doamne miliște, prea cu cerințe, Părinte, binecuvintea. Din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot laudaților apostoli, cu rugăciunile Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României, cu rugăciunile Sfinților Drepților Dumnezeu și Părinților Cimșeană și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Credincioșului popor român de pretutindeni, conducătorilor țării noastre, mai mari orașelor și ai statelor și iubitare de Hristos armate, dăruiește-ne, Doamne, zile bune și îndelungate cu viață pașnică, sănătate, mântuire și într-o toate bună sporire, iar asupra vrășmașilor biruintă, și-i păzește într-o mulțame, mulți ani trăiască. Amin.
primar, domnule viceprimar, onorate oficialități, precucernici părinți, iubiți copii, onorată asistență, iată suntem la un moment de încălca în altă stare emoțională, pentru că, iată, astăzi sărbătorim Ziua Națională a neamului nostru românesc, o zi care a însemnat o cotitură mare în istoria poporului român. Sigur, știm din punct de vedere istoric cei care, așa cum a spus domnul primar, s-au jertfit pentru acest moment să devină, sigur, un moment, cum spuneam, de cotitură în istoria neamului nostru românesc. Sigur că vreau să punctez faptul că și biserica creștină, sigur, ortodoxă, catolică, greco-catolică, a avut un rol esențial în înfăptuirea Marii Uniri. Sigur că, normal, dacă nu a existat o unire, să spunem, teritorială, politică, până în 1918, iată că biserica creștină, în general, a ținut trează conștiința unității neamului românesc, pentru că, sigur, erau uniți în credință, erau uniți în tradițiile și obiceiurile poporului român și știm că domnitorii și voievozii din Moldova, cum a fost Sfântul Ștefan cel Mare, a zidit mănăstiri și biserici în Transilvania, în Ardeal, la Vad, la Feleac, sau, cum a amintit domnul primar, marele voievod Mihai Viteazu, la 1700, când a făcut acea unire și sigur a devenit și titorul Măreței Catedrale de la Alba Iulia. Iată deci că a existat această conștiință a unității, pentru că cazarea lui Varlaam, a metropolitului Varlaam de 1643, a circulat în tot neamul românesc, inclusiv, sigur, în Transilvania, în Ardeal, și în toate ținuturile românești, lucru care a ținut trează conștiința unității noastre de neam. De aceea, iată, lucrul acesta, sigur, ne obligă și pe noi cei de astăzi, în primul rând pe cei care conduc destinele țării noastre, politicienii noștri care trebuie să se jertfească pentru interesele neamului nostru românesc și strămoșesc, apoi pe noi preoți, ierarhii, care trebuie la fel să țin în vie conștiința aceasta a credinței și a unității neamului românesc, nu în ultimul rând pe toți credincioșii care, iată, la rândul lor și la măsurile lor, fiecare trebuie să ne jertfim pentru neamul acesta românesc. Sigur că acel moment a fost un moment de mare însemnătate pentru istoria neamului românesc și de aceea spuneam că ne obligă pe fiecare dintre noi la măsurile noastre. Așadar, ne bucurăm de această zi măreață. La mulți ani România, la mulți ani români! Mulțumim cărcucerniștilor părinți pentru frumoasa slujbă și sigur pentru amintirea acelor momente deosebite care s-au consfințit la 1 decembrie 1918 cu Marea Unire. Și pentru că e un moment de bucurie, un moment de trăire aparte pentru tot neamul românesc, școlile de terază a orașului Germănești au pregătit și un mic program artistic. Și o să vă rog, doamna director de la liceu, de la școala 2, cum sunteți programați, haideți, vă rog, veniți aici în față și să începem să ascultăm acest frumos program artistic.
Mi-am făcut putiță nouă, măi frunzuliță, dacă dinte, dacă plouă, eu am budiță. Mă mântresc acum la lume, seară budiță, am făcut-o iar nume pentru bădița. Și da, se placă nouă, bădița nouă, mi-o da o sărutare, poate și două, drevea nouă lune-i coaț. Mi-a spus la hore că și dacă și le-a place să-i fiu eu noră. În putința asta mică și cu provoad, mă gândeam ca nevestică frumoasă sadă. Putința mea e nouă, ce bine pare, uite de pe-arândă gătite tare. Peleșucan, Vasei Alexandrii. De cata nouă din Bazlui și cu sergen în zece. Nu era său nimănui, un piept inima rece. Voioși ca șornul cel ușor, ce zboară de pe munte, aveam chiar plene la picior și aveam și plene frunte. Toți dorobanți, toți căciulari, români de visă veche, purtând opinci, ciumani, ițari și cușma pe ureche. Ne dase nume de curcan, un hâtru bun de glume, noi lângă Balcan am schimbat porecla renume. Din câmp de acasă de la plug, plecat am astă vară, ca să scăpăm de turci, de juc, sărmana scumpa țară. Așa ne spusese în graiul său, sergentul mătrăgună, și noi ne-am dus cu Dumnezeu, ne-am dus cu voie bună. Oricine în cale ne întâlnea, cântând în gura mare, stătea pe loc, s-a devenea, cuprins de admirare. Apoi întreacă ne întreba, de merge la vreo nuntă, noi răspundeam în hohotba, zburăm la luptă cruntă. Cu zile merge, dragii mei, și să veniți cu zile, ziceau atunci bătrâni, femei și preoți și copile. Dar cel sergent, fără de musteți, rănea, să n-aveți teamă, românul are 7 vieți în pieptul de aramă. Ah, cui ar fi trecut prigând și ar fi crezut vreodată că mulți lipsi vor în curând din mândra noastră ceată. Priviți din nou cât eram și cu sergentul 10 rămas am singur eu și am în piept inima rece. Doina, de Mihai Eminescu. De la Nistru până la Tisa, tot românul plânse Nisa, că nu mai poate străbate de atâta străinătate. Din Hotin și până la mare, vin muscari de apelare, de la mare la Hotin, mereu calea noua țin. Din Boian la Vata Dornii, au umplut-o mii de acornii și străinul tot te paște de nu te mai poți cunoaște. Sus la munte, jos la vale, și-au făcut dușmanii cale, din San Marco până în Săcele, numai vaduri ca acele. Vai de biet român săracul, îndărât tot de caracul, nici îi merge, nici se îndeamnă, nici este toamna, toamnă, nici e vara, vara lui și străină țara lui. De la turnul Dorohoi, curt dușmanii în puhoi și se așează pe la noi și cu vin cu drum de fier, toate cântecele fier,
Zboară păsările toate de neagră străinătate, numai umbra spinului la ușa creștinului. Își dezbracă țara sânii, codul, frate cu românul, de secure se tot pleacă și zboarele îi seacă. Sărac în țară săracă, cine-au îndrăgit străinii, mâncarea inima câinii, mâncarea casa pustia și neamul nemernicia. Ștefane, măria ta, tu la Cotna nu mai sta, lasă arhimandritului toată grija schitului, lasă grija sfinților în seama părinților, clopotele să le bată, ziua întreagă, noaptea întreagă, doar s-a îndurat Dumnezeu ca să-ți mântui neamul tău. Tu te înalță din mormânt, să te audi cor sunând și Moldova adunând. De-i suna din corn odată, ai stat du Moldova toată. De-i suna de două ori, îți vin cor în ajutor. Avem o țară unde au stăpânit odată vitejii dași bărbați nemuritori și unde stau de veacuri la oaltă izvoare voi și mult cu fruntea-n zări. Avem troițe sfinte, altare și icoane și candele alcumii de pulpuiri. Avem atâtea lacrimi și prigoane, că ne e plin pământul de martiri. Avem la Putna sfânt și viu cu Duhul, pe cel ce-a stat ortodoxiei spus. Și azi de vom chema să frângă fiusul, va răsturna cinjacul de pământ. Avem pe vrân coveanul plin de tare, căci pruncii lui sub sabia au căzut, ca să păzească fără de schimbare credința dreaptă în care s-au născut. Avem un rai de sfinți întemniți dați la moarte și aruncați în groapă neștiuți, dar azi când dăm pământul la o parte, ești noastră sfinte într-un legat de deținut. E jertfa lor din veacuri mărturia, ce strigă din morminte până la noi, să apărăm cu râvnă ortodoxia și acest pământ de sfinți și de eroi. Să apărăm cu râvnă ortodoxia și acest pământ de sfinți și de eroi. Și-a plecat, și-a dat 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 și-a dat
Thank you.
ascultați un cântec de luptă bătrân ca unirea, voi compatrioți ascultați. Treceți batalioane române ca pastilane cu frunze și flori. Vă așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații cu inima la trecători. Vă așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații cu inima la trecători. Ardealul, ardealul, ardealul ne cheamă, nădejdea e numai la noi. Să luptăți copile, părinții și frații, și-apoi să mergem la război. Să luptăți copile, părinții și frații, și-apoi să mergem la război. Înainte, înainte, spre Marea Unie, motarul ne drept să-ți robim. Să trecem la pații, ne trebuie radealul, dopii să ne-ngropăm de zi. Să trecem la pații, ne trebuie radealul, dopii să ne-ngropăm de zi. Treceți batalioane române, carpații la alme cu frunze și flori. Vă așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații cu inima la trecători. Vă așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații cu inima la trecători. Tu, ardeal, tu, ardeal, îți suntem moșteni. Templu sfânt, templu sfânt, munții apuseni. Tu, ardeal, tu, ardeal, îți suntem moșteni. Templu sfânt, templu sfânt, munții apuseni. Că tu ne ești vatră și din piatră în piatră vietăria unui neam de munți. Asta-i țara noastră, noi usăm în gază, horea noștru-i risipit pe oți. Tu, ardeal, tu, ardeal, îți suntem moșteni. Templu sfânt, templu sfânt, munții apuseni. Tu, ardeal, tu, ardeal, îți suntem moșteni. Templu sfânt, templu sfânt, munții apuseni. Ne-au găsit barbarii, ne-au găsit marmarii, dar avem în pieptul șapte vieți. Ne zidrează în sânge, până la pugna plânge, clopotul ce bate la lumești. Tu, ardeal, tu, ardeal, îți suntem moșteni. Templu sfânt, templu sfânt, munții apuseni. Tu, ardeal, tu, ardeal, îți suntem moșteni. Templu sfânt, templu sfânt, munții apuseni. Nu vrem răzbunare, dar atât ne doare, că se pierde amintirea-n val. Doamne, dă-i tărie, unei mâini să scrie Biblia latinului ardeal. Tu, ardeal, tu, ardeal, îți suntem moșteni. Templu sfânt, templu sfânt, munții apuseni. Tu, ardeal, tu, ardeal, îți suntem moșteni. Templu sfânt, templu sfânt, munții apuseni. Țara mea de Otilia Cazimir, frumoasă mea țara străveche, întinsă pe munți și pe văi, cu fete cu flori la ureche, cu mândri și ageri flăcăi. Frumoasă mea țara cea nouă, când râde cu râsii neresc, când râde grădina când plouă și florile când înfloresc.
Noi vrem să ne unim cu țara, de Vasile Polenaru. Noi vrem să ne unim cu țara, bunicii noștri au decis, la Alba Iulia punând în cap străvechiul nostru vis. La 1 decembrie mai blând, istoria privește noi și înalță-n soare rând pe rând, dragi chipuri de române voi. Să ne-am iubit mereu de ei, să-i prețuim, căci ne-au dat viață, mereu să căutăm în ei tărie, încredere, pomoață. La 1 decembrie auzim, în suflet limpede de acest nata, în care au uniat noi vrem să ne unim cu țara. E ziua ta, o Românie, venim cu cântece și flori și îți urăm mulți ani felice să fii frumoasă ca o stea. Iar noi oricând să putem zice, nu e altă țară ca a mea. La mulți ani, iubită țară, din Carpați până la mare, să te dezvolți ca o floare, să trăiești, să înflorești, vrednici pe toți să recrești în mâinile noastre sărbătoare. E ziua leagănului nostru sfânt, e ziua noastră cei sub soare, locul iubit și drag de pe pământ, e ziua noastră a tuturor, e și a cei de pe acest pământ. La mulți ani, iubită țară! Thank you.
Mulțumim tare mult, mulțumim copiilor, foarte frumoși, da? Ne dați curaj și nouă. Urmează ceremonia de depunere de coroane și de gerbe și aș vrea să văd acolo la pupitru dacă au găsit soluții, da? Imediat o să înceapă. Rog poliția locală, da? Depune coroane primarul orașului Dărmănești, Consiliul Local, Poliția orașului Dărmănești, Liceul Tehnologic, Școala 2 și înțeleg că și organizația PSD Dărmănești. Delegația este condusă de doamna director. Delegația este condusă de doamna director. Condusă de doamna consilier Verde și de Vrețin.
Ceremonialul de depunere de jerve și coroane s-a încheiat. Mulțumim tuturor celor care astăzi ați participat aici. Să închidă. Ați participat împreună cinstind Ziua Națională a României. Noi vom continua, vom depune coroane și jerve la celelalte monumente ale eroilor de pe raza orașului Dărmănești, la monumentul din Lapoș, monumentul de la Cremenea, monumentul de la cimitirul de la Valea Uzului. Încă o dată, dragi români, la mulți ani, să fiți sănătoși, indiferent unde sunteți, pe ce tărâm sunteți, în țară sau în afara țării, astăzi este un moment de bucurie și haideți să-l trăim cât mai intens. Aș ruga copilașii care au cântat atât de frumos să nu plece până nu iau din partea colegilor noastre de la primărie câte o plăcintuță. La mulți ani încă o dată, mulțumesc și părinților, mulțumesc și colegilor, profesorilor și directorilor de școli care s-au implicat în organizarea acestui eveniment și nu în ultimul rând și presei. La mulți ani România, la mulți ani dragi români!